Salut tuturor și bine v-am găsit un nou episod de unboxing. Cred că n-am mai făcut un unboxing pe acest canal de foarte, foarte mult timp. Ei, de data asta mi-am cumpărat niște lucruri, să zic eu, destul de folositoare pentru mine. Și mă gândeam să vi le arăt și vouă. Nu sunt chestii super scumpe, nu sunt chestii super wow, dar este destul pentru mine. Da, cam așa arată tastatura și mouse-ul meu, doar că le-am dat cât de sus se poate. Acolo e vraiște, acolo mie un monitor, două monitoare. Da, bun. Probabil l-ați văzut din thumbnail, avem aici una bucată baterie externă, frumos, și una bucată pentru calculator. Avem aici un USB hub. Da, probabil că știți, cei care nu știți ce este un USB hub, ei bine, acest lucru intră în calculator, iar aici avem mai multe locuri unde putem să băgăm diferite USB-uri și este foarte, foarte folositor. E 4 în 1, practic. Da. Ei bine, astea două le vom deschide astăzi, cât avem aici frumos. Deci avem o baterie externă de 2600 mAh. Telefonul meu are undeva la 3000 și ceva, dar oricum e destul pentru ce am eu nevoie. După cum v-am zis, nu costă foarte mult. Deci, Aron, asta a fost 15 lei și USB hub cred că a fost undeva la 5 lei, nu? 7 lei. Mă rog, 8 lei. Bun. Înainte să începem, nu uitați, dacă vă place și mai vreți unboxing-uri pe canal, să îmi scrieți în secțiunea de comentarii acolo jos. Hai să vedem cum reușim să le desfacem. A, uite mă, dracu, ce bine e prins. Iar el să fie. Bam, avem aici una bucată USB. Doar că nu prea avea să facă focus camera. Haide, hâți, John, fă-i focus. Haide, John. Haide, așa. Avem una bucată USB. E, pui mei, ceva simplu. Așa că o să o lăsăm aici. Și hai să vedem bateria externă, care este aici. Bun. Așa. Deci vedeți aici frumos, power bank. Aici unde avem aici. Deci avem unde intră USB și presupun că pe aici se încarcă în caz de orice s-a oprit monitoarele. Hât, Johnule. Bun. Da. Deci o să dăm astea la o parte. Și da. Bun. Deci cam așa arată. E ok, e micuță, e ușor de transportat, adică, uitați aici, cam asta e palma mea, cam asta e bateria, cam atât de mare este. E super ok pentru ce avem noi nevoie. Cât, Johnule? Bam. Bun, acum o să desfacem și acest USB hub, care și ăsta a fost, cât, Johnule? Oblei. Bun. Și revenim. Da, fraților, practic asta este bateria externă. Așa arată ea. V-am spus, nu este ceva super super mega ultra wow. Chestia asta probabil o să o scot. Nu știu. Ce vine în cutie? Vine un USB cu un adaptor mini, de ăsta pentru telefon, și bateria externă în sine, cu tot ce are nevoie baterie externă, practic, nu-i așa? Da, acum pe astea două o să le dăm deoparte și le vom testa mai încolo. Iar acum o să luăm asta, pentru că așa se face, că-ți Johnule. Bun, păi acum o să mă chinui, dar pentru voi o să dureze câteva secunde cât eu o să fac un cut. Bun, Johnule, practic am reușit să o desfacem, o să dăm acest gunoi la o parte, nu mai avem nevoie de el și nici de chestia asta. Așa, bun. Am desfăcut cutia, practic am strigat cutia, nu mai avem ce face. Hai, Johnule, hai să-l scoatem de aici. Să încercăm cel puțin. Haide,
Haide, știu că vrei să ieși, da, aici. Bam. Frumos, elegant cât de cât. Da, nu este ceva super wow. Mamă, uite-vă ce șmecheri chestia asta este așa. Da. Ia că-s curios. Mamă, cât de ușor e de transportat. Da, super. Și asta... Cât asta nu se face mai lung? John? John, de că asta atâta e? Practic? Ok, deci s-ar putea să mai trebuie să-mi iau eu un cablu. Da. Da. Ei bine, asta este USB hub-ul. Până înainte m-am încurcat, n-am putut să zic. Asta este un USB care intră în calculator. Practic ar trebui să intre în calculator. Dar... o să trească să mai iau un cablu ca să intre. Trebuie să mai caut un cablu ceva. Asta este asta bateria. Asta este USB hub-ul, frumos. Avem aici, hâzgionule, 4 hub-uri de USB în plus. Ceea ce zic că e de ajuns pentru ce am eu nevoie, așa că da. Bun, fraților, cam ăsta a fost unboxing-ul. Sper că v-a plăcut, deci asta este ce mi-am luat. Dacă mai vreți unboxing-uri la, poate dacă mai îmi iau ceva în viitorul apropiat sau îndepărtat, depinde. Uitați să scrieți acolo jos în comentarii, iar noi ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa, pa!